Artiștii plastici îi așteaptă pe Târgu Jiu mâine seară până la miezul nopții să le admire lucrările din cadrul expoziției Erotic Art. Evenimentul are loc la galeriile municipale de artă din Târgu Jiu, începând cu ora 20. Pe lângă femei nipostaze nu tocmai decente, oamenii vor fi întâmpinați și cu falusuri, realizate de Mihai Țopescu. Vernisajul expoziției a avut loc aseară în prezența autorităților județene. Au expus 31 de artiști plastici și... După părerea mea, expoziția s-a bucurat de un real succes la vernisajul de ieri seară, fiind prezent un număr important de iubitori de artă, oameni de cultură, oficialități din administrația locală și profesori din domeniu. Cum a primit publicul aceste lucrări? Mihai Țopescu poate a fost una dintre cele mai pregnante prezențe, el fiind și curatorul expoziției împreună cu colegul Marius Turcitu. Sunt lucrări care țin de domeniul dumnealui, de sticlă, volumetrie în sticlă, și am văzut că au fost bine primite de publicul din seara trecută. Târgujenii sunt așteptați și mari să admire lucrările artiștilor plastici, printre care se numără și studenții ai Universității Constantin Brâncuș. Evenimentul se află pe lista celor organizate cu ocazia zilelor orașului Târgu Jiu. Arta nu are limite. Așa că fiecare artist vede cum are în imaginație. Asta e chiar instinctul artistului, creator. Trebuie să mergem mai departe, mai ales în naturalețe. E foarte bine dacă au așa ceva. Expoziția se va desfășura pe parcursul a două săptămâni, urmând să fie închisă pe 30 mai.